Bună dimineața, biserică! Bună dimineața, bine ați venit din nou în locul unde chemăm numele Domnului și iată-ne la capătul unei săptămâni încărcate, la capătul unei săptămâni pline și poate te gândești, hei, de ce suntem noi aici astăzi? Vreau să-ți spun și cu siguranță nu e o noutate pentru noi că în afara acestor ziduri fiecare dintre noi, într-o anumită măsură, avem proprii noștri ahasveroși, suntem înconjurați de proprii noștri mardohei sau estere și nu e o noutate că lumea de acum e așa de asemănătoare cu ceea ce citim în cartea Estera, în care suntem în aceste săptămâni. Și parcă e un film ale cărui secvențe sunt așa de predictibile și repetitive. Și e ușor să nu ai speranță în asemenea vremuri. Și îl citesc pe David, care spune: dacă aș spune, sigur, întunericul mă va ascunde, iar lumina din prejurul meu se va preface în noapte, nici chiar întunericul nu este întunecos pentru tine. Noaptea luminează ca ziua, iar întunericul este ca lumina. Lucrul acesta este posibil datorită lui Dumnezeu, care este lumina noastră. De aceea, haideți să ne ridicăm și să stăm în lumina Lui, să privim spre El, Dumnezeul cel Sfânt și Puternic. Haideți să ne închinăm înaintea Lui. Lumina mea ești, Tu îmi ești odihnă, ești liniște în furtun, Tu ești stânca noastră, ești învingător. Sunt tare
viața mea, robia tu ai smuls-o. Prin tine sunt liber, chiar și prin ape tu m-ai păzit. O ia Nu uita minunea ce-ai făcut-o în viața
bucătăria mea și temeiul cântărilor mele de laudă. El m-a scăpat, El este Dumnezeul meu, pe El îl voi lăuda. El este Dumnezeul tatălui meu, pe El îl voi preamări. Domnul este un războinic viteaz, numele Lui este Domnul. Întotdeauna ai fost Iisus.
Doamne, ne încredem în Tine și totuși îți spunem aceste cuvinte. Pleacă-ți urechea spre mine, grăbește de mi-ajută. Fii pentru mine o stâncă ocrotitoare, o cetățuie unde să-mi găsesc scăparea. Eu mă încred în Tine, Doamne, și zic, Tu ești Dumnezeul meu. Soarta mea este în mâna Ta. Scapă-mă de vrăjmașii și de prigonitorii mei. Fă să lumineze fața Ta peste robul Tău. Scapă-mă prin îndurarea Ta. Fiți tari și îmbărbătați-vă inima, toți cei ce nădăjduiți în Domnul. Amin. Fă să lumineze fața Ta peste robul Tău. Scapă-mă prin îndurarea Ta. Poate pentru noi care în dimineața asta ne-am trezit fără vreo grijă sau amenințare reală la viața noastră, cuvintele astea nu merg foarte departe, dar nu departe de locul acesta, la câteva sute de kilometri, sunt milioane de oameni care literal strigă aceste cuvinte în aceste zile. Fii pentru mine o stâncă ocrotitoare unde să-mi găsesc scăparea. Și trebuie și suntem chemați ca biserică să fim sensibili și să simțim cu cei care trec prin încercare. Astăzi e vorba de națiunea Ucraina, care este încercată de război. O criză umanitară și știm că în spatele oricărei crize umanitare se ascund și crize spirituale. Și dincolo de lucruri practice pe care le putem face, biserica e chemată să mijlocească pentru cei care sunt în încercare. Și la asta vă chemăm și noi. În actul închinării, astăzi tu te închini înaintea lui Dumnezeu, dar spune nu doar îmbărbătați-vă inima, toți cei ce nădăjduiți în Domnul, și mijlociți în Domnul pentru cei care au nevoie. De aceea, haideți în câteva momente să ne rugăm și să mijlocim Domnului pentru întreaga situație din Ucraina, ca El să nimicească puterea celui rău și să aducă restaurarea Lui, rezolvarea Lui, pentru că în El ne încredem. Planul Lui e mult mai măreț. Haideți să stăm în rugăciune și să mijlocim pentru ei. Dumnezeul nostru, Tu Cel care locuiești în ceruri, dar ești și aici cu noi, nimic nu Te surprinde și toate lucrurile sunt în controlul Tău, Doamne. Tu veghezi peste toate, planul Tău e mai măreț decât e priceperea noastră și în dimineața asta, împreună ca biserică, ne învoim să mijlocim pentru Ucraina, pentru oamenii de acolo, pentru bisericile de acolo, pentru orice fel de suferință care are loc acolo în aceste momente. Îți cerem ca Tu să intervii, Tu să fii prezent, Doamne. Apelăm la mila și îndurarea Ta față de atâtea mii de copii și femei care sunt pe drumuri acum, fugind din calea războiului, Doamne. Cerem ca Tu să înmulțești resursele tuturor celor care vor să ajute și se pun la dispoziție și mă rog, Doamne, să intervii Tu în mod supranatural. Știm, Doamne, că Tu poți să faci asta și știm, Doamne, că Tu ești Cel care poți și restaura. Chiar și din cenușă Tu ne chemi la lumina Ta, Tu ne poți ridica și punem numele Tău peste ei și ne rugăm să intervii, să-Ți arăți puterea,
slava în mijlocul luptei și în mijlocul nostru aici, în timp ce te căutăm. Amin. Tu din cenușă ai scos la Stop.
Aleluia! Slavă și glorie celui preanalt, laudă și închinare celui atotputernic. Dragul meu, mai mult ca oricând, în perioada asta, în zilele astea, mintea ta, inima ta au nevoie să audă aceste adevăruri pe care tocmai le-ai cântat. Și în plus de asta, dăm voie să-ți citesc din Psalmul 91 ceea ce spune psalmistul și dăm voie să o fac poate ușor parafrazat, tocmai ca să poți să-ți asumi versetele astea mai personal. Doar cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt și doar cel ce se odihnește la umbra celui atotputernic poate să zică despre Domnul: El este locul meu de scăpare și cetățuia, într-o traducere mai nouă, fortăreața mea, Dumnezeul meu în care mă încred. Dragilor, fortăreața este un termen militar. Reprezintă un loc întărit, puternic, pregătit pentru o apărare de lungă durată în caz de asediu. Nu e interesant cum Dumnezeu s-a gândit în preștiința Lui să pună în cuvântul Său chiar și termeni de genul ăsta care să ne ajute în vremea asta să înțelegem că El este atotputernic, El este suveran și El este singura noastră scăpare. De aceea, în perioada asta, puneți nădejdea mai mult ca oricând în Dumnezeu și Dumnezeu să te ajute la asta. Haideți să ne așezăm, mulțumim și echipei de închinare, Dumnezeu să vă răsplătească pentru slujirea voastră atât de prețioasă. Dragilor, așa de bine să fim împreună, ne bucurăm unii de ceilalți, ne bucurăm încă de libertate, de pace, de liniște, ne putem închina împreună, ne putem închina în mod deosebit cu Dumnezeu, prin Duhul Său cel Sfânt și este așa un har lucrul ăsta, nu luați ziua de astăzi ca o zi obișnuită, nu este o zi obișnuită, este o zi de har pe care Dumnezeu, în preștiința Lui, a cunoscut-o, a făurit-o ca noi să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Cu toții știți dedicarea noastră pentru a fi gazde bune întotdeauna, de aceea și în dimineața aceasta vrem să fim gazde bune, vrem să ne salutăm oaspeții. Dacă ești pentru prima dată împreună cu noi la închinare în această dimineață, am vrea să te cunoaștem, am vrea să te vedem, am vrea să te salutăm. Te rog pentru câteva secunde, haide, ridică-te în picioare, vrem să te vedem și în felul ăsta să te binecuvântăm. Dacă ești pentru prima dată împreună cu noi, haide să te vedem, fiți binecuvântați și acolo, și acolo. Ne bucurăm așa de mult să vă vedem. O parte dintre cei care s-au ridicat sunt lucrătorii, sunt predicatorii, sunt pastorii care au fost împreună cu noi în ultimele două zile la instruirea pentru predicare. Dragilor, ne-am rugat pentru voi perioada asta și ne-am rugat nu doar pentru zilele astea, ci ne-am rugat pentru ceea ce urmează de aici încolo, faptul că veți reîntoarce înapoi în bisericile voastre unde vrem să slujiți și vrem să știm că veți sluji cu excelență. De aceea Dumnezeu să vă întărească în continuare în slujba voastră atât de importantă. Vrem să-i salutăm și pe cei care sunt împreună cu noi prin intermediul internetului. Citim mesajele voastre cu interes în fiecare duminică, ne bucurăm de părtășia cu voi, Dumnezeu să vă binecuvinteze și ori de câte ori ajungeți în zona noastră, vă așteptăm cu drag împreună cu noi. De asemenea, o altă caracteristică a bisericii noastre este că vrem să fim o biserică pragmatică, o biserică practică, vrem să ne conectăm unii cu ceilalți, vrem să fim interconectați și vrem neapărat să ne și slujim unii pe ceilalți. De aceea am creat câteva formulare pe care noi ne numim unelte, care ne ajută să ne conectăm între noi, să ne slujim între noi. Dacă ești pentru prima dată împreună cu noi, te rog să te uiți în partea stângă, pe spătarul scaunelor din fața ta, într-un suport vei găsi aceste formulare. Cel din stânga de culoare galben este pentru tine, cel care ești musafirul nostru, completează-l, treceți acolo niște date legate de tine. La terminarea serviciului, aici la ieșire, la intrarea din față, o să găsești un loc pe care noi îl numim infodesk și acolo vei primi un cadou, o mică atenție. Noi considerăm o resursă spirituală pentru tine. Vrem să-ți aduci aminte cu bucurie de experiența pe care ai avut-o aici împreună cu noi. Pentru noi toți ceilalți aveți celelalte carduri. Fiecare card are notat pe el tot ceea ce trebuie să știi pentru a-l putea folosi cu eficiență. Dacă ai un motiv de rugăciune, aș vrea să-ți spun că în fiecare miercuri seara la ora 6 ne adunăm aici pentru a ne ruga și vrem să o facem specific. De aceea, cu drag, vrem să mijlocim și pentru cauza ta. Ia acel formular, treceți acolo datele și dacă poți, ieși mai bine, vină împreună cu noi, pentru că vrem să ne rugăm cu tine, dar vrem să ne rugăm și împreună cu tine. De aceea, te așteptăm în fiecare miercuri de la ora 6. Și nu în ultimul rând, aveți formularul pentru notițe din mesaj. E important să ne luăm notițe din mesaj. Mesajele au o caracteristică foarte practică, de aceea caută întotdeauna să-ți alegi o idee, un gând, un lucru, un adevăr, un principiu care te poate ajuta în viața ta de credință. De aceea ia-ți notițe din mesaj și fă un obicei din chestia asta. Nu în ultimul rând,
O altă caracteristică a bisericii noastre este aceea de a fi practici și de a sluji și comunitatea, societatea și chiar orașul din care facem parte. Dragilor, cu toții știți ce perioadă traversăm, ce vremuri traversăm. La momentul ăsta suntem în contact și în discuții directe cu câteva biserici din nordul țării, chiar și din partea de est, biserici care sunt preocupate de a da o mână de ajutor refugiaților din Ucraina, care, da, vin înspre noi, vin înspre România. Aș vrea să te gândești în următoarele, poate o zi, două, cum ai putea să fii și tu parte din acest proiect. Noi, ca și biserică, am vrea să ne implicăm. La momentul ăsta culegem informații, pe de o parte, de la cei cu care suntem în legătură, din zonele despre care v-am spus, vis-a-vis de nevoile de acolo. Pe de altă parte, am vrea și din partea noastră informații legate de potențialul pe care îl avem în slujirea asta. De aceea, gândește-te, vorbește acasă, te poți înscrie deja și la secretariat. Dacă poți aduce alimente neperisabile, evident, poate niște haine groase pentru iarnă. Dacă vrei să donezi bani, poți să o faci în mod numerar la Secretariatul Bisericii, luând legătura cu Silvia. Dacă vrei să faci donație direct pe site-ul Bisericii, poți să intri acolo, la secțiunea Donează, vei avea o secțiune special destinată refugiaților din Ucraina, așa se va și chema acea secțiune. Dacă vrei să faci un transfer bancar direct din contul tău, poate folosești o aplicație sau un ordin de plată, liniștit poți să faci acest lucru, fă doar mențiune la detalii despre plată, cum că este pentru refugiații din Ucraina și noi vom ști ce să facem cu acele fonduri. Dragilor, deocamdată suntem la nivelul la care vrem să strângem aceste informații. Marți seara, prezbiterii vor centraliza toate aceste informații și în cursul zilei de miercuri, pe contul nostru de Facebook, Familia Harvest, vom posta un anunț în care vom scrie toate și vom prezenta toate detaliile legate de acest nou proiect de slujire pe care vrem să-l avem ca și biserică. De aceea este foarte important să te gândești cum poți să fii și tu parte din acest proiect, pentru că vrem să fie un proiect comunitar al nostru ca și biserică. Dar poate cel mai important înainte de toate astea, ce putem face cel mai eficient este să ne rugăm. Și chiar am vrea în momentele următoare să avem un moment de rugăciune în care să mijlocim pentru acest proiect și pentru asta să-l rog pe fratele Cristi să vină să ne conducă în acest moment. Așa cum a spus și Sabin, noi am luat legătura chiar și cu niște primării din nordul țării și cu câteva persoane care lucrează în vămi. Chiar acum, între servicii, Carlos, prietenul nostru care coordonează mișcarea Remar, dacă țineți minte, în Grecia, în Macedonia, în Serbia, unde am trimis zeci de echipe, oamenii ăștia coordonează, acum duc camioane întregi de corturi, bucătării întregi, containere din Spania care vin și marți o să avem o imagine de ansamblu și o să vedem sub ce formă vom începe să trimitem echipe. Deja câțiva din oamenii noștri sunt acolo. Dar hai să ne rugăm, dacă cumva știi limba ucraineană sau rusă, avem nevoie de traducător, fiindcă vrem și ne așteptăm să vină refugiați și în Arad, să-i găzduim și noi și de ce nu să-i aducem la biserică. Înscrie-te și tu în lucrarea de traducere a bisericii noastre. Haideți însă să ne rugăm și pentru ei, dar să ne rugăm și pentru țara noastră, care are un rol în toată treaba asta, sperăm noi un rol pozitiv. Haideți să ne plecăm capetele noastre. Doamne, în mâna Ta încredințăm pe vecinii noștri, poporul ucrainian, și așa cum ne-am rugat, ne mai facem încă o dată și în numele lui Iisus. Cerem, Doamne, protecția Ta peste ei, fă Tu ce știi și oprește acest război. Iar dacă dincolo de Putin Tu ai alte planuri, dă-ne credința necesară, Doamne, să-ți fim ascultători, să ne împlinim noi partea noastră și Tu să-ți împlinești partea Ta. De aceea ajută-ne și pe noi ca biserică să știm clar sub ce formă, unde, când și cum să trimitem resurse, de cine să ne ocupăm. Îndură-Te, Doamne, de soarta acestor oameni. Te rugăm și pentru România, Doamne, păzește-ne țara noastră. Te rugăm pentru conducătorii ei, dă-le înțelepciunea necesară, Doamne, în vremurile acestea, să ia hotărâri înțelepte, protejează România, Doamne, și ajută-ne, dacă putem, să fim, Doamne, un bun ajutor pentru vecinii noștri, să putem să o facem. De aceea îți mulțumim că în Tine ne încredem și în mâinile Tale, chiar și în aceste vremi ne încredințăm, nu doar sufletul și viața, ci și țara și întreaga Europa. În numele Domnului Iisus ne rugăm. Amin. Cum a spus și Sabin, în weekendul acesta, și dacă mă veți vedea un pic răgușit și poate chiar și tușind un pic, n-am COVID, stați liniștiți, dar
ore întregi și ieri și alaltăieri am predat aceste cursuri la mai mulți oameni veniți din peste 60 de biserici aici la noi să învățăm împreună cum să propovăduim cuvântul. De aceea, haideți să ne apropiem și dimineața asta de seria noastră de predici care ne aflăm cu întreaga biserică și să ne readucem aminte de tematica ei privind ecranul. Vreau să încep în această dimineață cu o întrebare oarecum ciudată, fiindcă după cum ați putut observa, cel puțin în ultimile predici, avem de-a face cu o carte ciudată, dar probabil pentru unii dintre voi și cu un predicator ciudat, așadar, iată întrebare adresată în exclusivitate bărbaților. La câți dintre voi, Teo, vă place să faceți goblen? E cineva aici care i-a plăcut să facă bărbat, să facă goblen? Hai, nu mă lăsa singur. Știți ce-i goblenul? E o broderie, o țesătură artistică făcută din fire colorate, lucrate de mână, acea tehnică dezvoltată de francezi la curtea regelui Soare în secolul al XV-lea. Ei, eu am făcut goblen când eram mic și îmi plăcea de minune. Poate am moștenit-o pe maică mea, fiindcă ea mereu lucra și până astăzi, dacă mergi la ea acasă, pe holuri, în dormitor, în sufragerie, toate tablourile alea cu goblen, da, făcut la lupă, frumos. Poate l-am moștenit pe bunul meu, care era croitor, fiindcă din totdeauna acul, ața, fieruri de călcat, mi-au fost prieteni din copilărie și astăzi, deși am patru fete în casă, ghiși cine calcă, cine ferțuiește și pune nasturii la loc. Nu mă aduceți mai mult decât am de dus, da? Mi-aduc aminte, spre exemplu, când eram copil, cum stăteam pe covor jucându-mă cu indienii, cu soldăței mei de plastic, da? Chiar la picioarele mamei mele, care în obiceiul ei cosa goblen, cosa goblen și m-a intrigat ceva trăgând cu ochiul mereu înspre ea, fiindcă din postura în care eu stăteam la picioarele ei, aveam impresia că maică mea, uitându-mă la ea, ori nu știe ce face, ori se prostește, fiindcă privind de jos, dosul goblenului arăta ca o încurcătură haotică de fire, fără vreo logică. Da, câte un contur pe aici, pe acolo, dar în general nimic ce să-ți atragă privirile. Hai să ne uităm la un monstru, observați și voi. E un goblen. E acel dos al goblenului din cartea Estera, în care am ajuns până acum la capitolul 4. O carte încurcată rău de tot. De aceea, dacă ai Biblia, deschide-o în capitolul 4 și hai să ne readucem aminte că din capitolul 1, mai apoi în capitolul 3, parcă e un haos direct ieșit din iad. Împotriva acestei fete scoasă într-un harem și apoi ajunsă regină cu numele Estera. Drama se întețește și mai tare, fiindcă pericolul se extinde și asupra tatălui ei adoptiv, Mardoheu, și asupra poporului din care ei făceau parte, evrei. Ahasveros, împăratul Persiei, e primul care încurcă firele și ițele.
Și avem acest covor persan care să ne aducă aminte că trăim în vremea persană, unde acest împărat era un monarh absolut. Vine capitolul 2 și ai impresia că în acel haos vezi o anumită undă de speranță, fiindcă începi să vezi urme, un oarecare contur, mai ales când te uiți cu băgare de seamă la ceea ce se întâmplă cu Estera. E mai degrabă ca următorul goblen. Sfire încâlcite, haotice, dar vezi un contur oarecare. Dar pe când ai zice, măi, poate reușim să deslușim mai multe lucruri, poate se limpezesc apele, ajunge în capitolul 3. Și acolo apare Haman și scena se încurcă și mai tare. Și încep să te miri, fiindcă nu-i vorba de orice popor, ci de evrei, poporul ales, dar parcă abandonat de cel care l-a ales, de Dumnezeu. Și până la acest moment nu dai de el niciun cuvânt, nicio aluzie, nicio rugăciune, niciun verset, nimic. Și mirarea continuă, fiindcă începi să te uiți la viața lor și începi să uiți la viața ta și să compari. Fii atent prin ce trec ei, cam așa trec și eu. Și eu credincios și parcă nici eu nu-L văd, nu-L simt, nu-L aud pe Dumnezeu. Din contră, parcă totul pare mai încălcit, mai haotic. Unde ești Tu, Doamne? De ce m-ai abandonat? Ei, aceste simtăminte le-a avut și Mardoheu la începutul capitolului 4, unde am ajuns la versetul 1. Hai să citim. Mardoheu, aflând tot ce se petrecea, și-a sfâșiat hainele, s-a îmbrăcat cu un sac și s-a presărat cu cenușă. Apoi s-a dus în mijlocul cetății, scotând cu putere strigăte mari. Mardoheu, aflând tot ce se petrecea, adică intenția lui Haman, nu doar de a-l distruge pe el, ci întregul popor. Ce face Mardoheu? Sfâșie hainele, se îmbracă într-un sac și își pune peste cap cenușă. Și gestul acesta era cel mai grav gest pe care orice evreu putea face când era într-o situație extremă. Își sfâșia hainele până ce nu mai avea nimic pe el și, dezbrăcat fiind, își punea un sac din piele de capră care irita pielea, adică îi producea durere, și își turna pe cap și peste tot corpul cenușă. În alte cuvinte, durerea din interior și-o exprima în exterior, ceva ce s-a distrus, cenușa din sufletul lui, s-o vadă oamenii la suprafață, să-i vadă toți jalea și tragedia prin care trece. Și de obicei evrei făceau lucrul ăsta, fie la moartea cuiva, fie când vreo calamitate mare i-a lovit, fie când se pocăiau de vreun păcat grav. Și o făceau în public. Apoi s-a dus în mijlocul cetății, scoțând cu putere strigăte amare, și a mers până la poarta împăratului, a cărei intrare era oprită, oricărui era îmbrăcat cu un sac. De ce s-a dus până la poarta împăratului? Fiindcă acolo era locul lui de muncă. Dar mai mult decât atât, știa că acolo, dacă vrei să avertizezi pe cineva de vreun pericol, acolo trebuie să ajungi. Fiindcă ăla e locul unde se mediatiza totul. E cam vremea noastră, dacă ai o tragedie și vrei să anunți oamenii, postezi pe Facebook, pe Insta, te duci în fața primăriei, demonstrezi. Dar mai e un motiv. Cu cât ajung mai aproape de împărat, cu atât poate Ester are șanse să mă audă. Poate chiar și împăratul, fiindcă dincolo de poartă nu putea să treacă. Observați, intrarea era oprită oricărui om care era îmbrăcat într-un sac. Și aici vreau să vă lansez o scurtă aplicație, fiindcă Scriptura nu ne-a fost lăsată să fie doar citită, ci și trăită. Când știi că poporul Domnului e în pericol, și aici nu vorbesc de iluzii și halucinații unor proroci ambulanți, ci de legi, de decrete, de ceva scris concret, cum e cazul aici, tu trebuie să ieși în public, creștine. Creștinul
trebuie să se supună autorităților. Am studiat în grupurile mici lucrul ăsta săptămâna asta, dar până la o limită, când descoperă lucruri ilegale, imorale și antidumnezeiești, atunci n-are cum să stea nepăsător. Trebuie să avertizeze și pe alții. Și observați că nu doar Mardoheu, ci evreii știau că asta trebuie să facă acum. Versetul 3. În fiecare ținut unde ajungea porunca împăratului și hotărârea lui, a fost o mare jale printre iudei. Posteau, plângeau și se boceau și mulți se culcau în sac și cenușă. Și acum fiți atenți. Culcându-se în sac și cenușă, s-au făcut văzuți, auziți și pare să că și Ester ajunge să-i audă. Versetul 4. Slujnicele Esterei și famenii ei au venit și au spus lucrul acesta. Și împărăteasa a rămas îngrozit, a trimis haine lui Mardoheu ca să-l îmbrace, să ia sacul de pe el, dar el nu le-a primit. De ce să-i dea haine? Unii zic că i-ar fi dat haine să-i permită să obțină audiență împăratului. Alții zic că i-a fost rușine de el că așa dezbrăcat în sac și cenușă nu se cuvenea să fie Mardoheu. Ei, indiferent ce-o fi fost în capul ei, un lucru e clar. Ea habar n-avea de ce Mardoheu reacționează așa. Dar îl vede și din prima, observați, nu-l ia în serios. Cel puțin următorul verset ne duce cu gândul într-acolo, versetul 5. Atunci Ester a chemat pe Hatac, unul din famenii pe care îi pusese împăratul la slujba ei, și l-a însărcinat să se ducă să întrebe pe Mardoheu ce înseamnă lucrul acesta și de unde vine. Foarte interesant, și asta mereu trebuie să ne rămână în minte, Estera, deși era regină, ea nu poate să meargă singură acolo, n-are voie să treacă dincolo de poarta împăratului. În vremea aceea, reginele trăiau sub reguli foarte stricte, nu ca astăzi, când se plimbă unde vor, când vor, mai ales cu o grămadă de paparații după ele. Hatac e trimis, s-a dus la Mardoheu în locul deschis al cetății, înaintea porții împăratului. Și observați cum Mardoheu, când nu-i lăsa să stea la poarta împăratului, se duce în fața porții împăratului, în locul deschis, adică în piața, pe platoul deschis al cetății, unde se adunau mulțimile, unde crainicul împăratului aducea vești, unde se lansau petreceri. În alte cuvinte, Mardoheu vrea să-l vadă cât mai multă lume. Și acolo îl găsește Hatac. Versetul 7. Și Mardoheu i-a istorisit tot ce i se întâmplase și i-a spus suma de argint pe care o făgăduise Haman că o va da visteriei împăratului în schimbul măcelăririi iudeilor. I-a dat și cuprinsul poruncii vestit în sus, în vederea nimicirii lor, ca sorată Esterei, să-i spună totul. Și când citești aceste informații și vezi ce documente avea Mardoheu, nu poți să nu spui întrebarea, bun, dar cum și le-a făcut rost? Că vorba aia, Haman nu era un oarecare, era prim-ministru și în oricine avea acces la el. Și știm că în acea vreme Mossadul n-avea birouri prin sus, da? E strategia lui Mardoheu, care ajungând într-o poziție cheie la poarta împăratului, avea acces la tot ce se întâmplă în curtea regală. Și observați cum el își folosește acest prerogativ pentru a sprijini, apăra, demasca complotul împotriva evreilor. Mardoheu știe cu cât l-a mituit Haman pe împărat, Mardoheu face rost de o copie a decretului, caut o cale să o dea Esterei. Și îmi vine să zic, băi, ce om deștept. Mă, ce om descurcăreț a fost Mardoheu ăsta. Oare? Da, într-adevăr, eu mers mintea, dar stau și mă întreb, oare cine l-a ajutat să ajungă la el și nu la altul acest post extrem de benefic și de potrivit pentru aceste vremi, poarta împăratului, unde el, în acea funcție, să aibă acces la toate informațiile importante înainte ca ele să fie făcute publice? Cine l-a dus și l-a pus acolo, fii atent, înainte ca Estera să ajungă în harem, înainte ca Estera să ajungă regină, înainte ca Haman să fi fost ales de Ahasveros în funcția de prim-ministru și înainte ca Haman să-și piardă mințile? Cum de
el e exact acolo să facă rost de toate astea. El, Mardoheu. Fiindcă cel pe care nu-l vezi, nu-l simți și nu-l auzi, l-a pus acolo Dumnezeu. De aceea notează o primă idee importantă din acest text. Nu te înfricoșa, Dumnezeu se îngrijește și de ziua necazului tău. El știe înainte ca tu să ajungi acolo de ce trebuie să se întâmple, ceea ce ți se întâmplă și pregătește terenul. Și acum fiți atenți ce transmite Mardoheu Esterei și mai ales cum îi transmite Mardoheu reginei. Și-a poruncit ca Estera să se ducă la împărat, să roage să stăruiască cu el pentru poporul său. Și-a poruncit. Păi stai un pic. Înțeleg, Mardoheu, că tu ai relație cu Estera, dar nu uita că ai regină. Tu n-ai cum să poruncești din postura ta unei regine. Dar i-a poruncit. Fiindcă Mardoheu știa credința Esterei și știa că fata asta credincioasă era conștientă că pe lângă autoritățile seculare existente pe acest pământ sunt și autorități spirituale, oameni lăsați de Dumnezeu exact pentru astfel de vremuri de criză, care atunci când îți dau ei un sfat și te avertizează, tu trebuie să asculți. Versetul 9. Hatac a venit și a spus Esterei cuvintele lui Mardoheu. Estera a însărcinat pe Hatac să se ducă să spună lui Mardoheu: toți slujitorii împăratului și poporul din ținutele împăratului știu că este o lege care pedepsește cu moartea pe oricine, fie bărbat sau femeie, care intră la împărat în curtea din lăuntru fără să fie chemat. Numai acei scapă cu viață căruia îi întinde împăratul toiagului împărătesc de aur. Și eu n-am fost chemată la împărat de 30 de zile. Mardoheu, sunt trei mari probleme. Unul la mână, există o poruncă care, indiferent că eu sunt regină sau nu, că e sclav, că e om liber, demnitar, tu ești obligat să o respecti. Nu te poți apropia de Xerxes I-ul, Ahasveros, dacă nu ești invitat. Poruncă. Doi, există o pedeapsă. Dacă cumva ajungi acolo și împăratul nu-ți întinde sceptrul de aur, ești omorât pe loc. Repet, chiar dacă ești regină. Și trei, există o problemă. N-a mai fost chemată la împărat de 30 de zile. Și sunt unii care, rabin mai ales, care cred că Estera, când îi amintește lui Mardoheu de 30 de zile, este într-o frică de moarte, fiindcă întotdeauna cifra asta, 30, în concepția lor, avea de-a face cu moartea. 30 de zile a jelit poporul după moartea lui Miriam, 30 de zile a jelit după moartea lui Aron, 30 de arginți au fost dat lui Iuda să-l omoare pe Hristos, da? 30 e cifra morții în tradiția lor. Alții însă înțeleg ultimul comentariu al Esterei sub o altă formă. Ei presupun că Estera ar fi vrut să zică lui Mardoheu: hei, Mardoheu, numai un pic, mai așteaptă, că de 30 de zile împăratul nu m-a chemat, ceea ce e un timp destul de lung, nu-i ceva obișnuit, de aceea, hei, hai să mai așteptăm câteva zile, că oricând mă poate chema. Și atunci, fără probleme, fără riscurile astea, o să-i spun direct. Indiferent cum o luăm, un lucru e clar, Estera era frică. Și numărați, vă rog, de câte ori apare cuvântul împărat într-un singur verset în răspunsul ei. De 5 ori într-un singur verset. Estera e copleșită de împărat, de împărat, de împărat. Tot ce vede numai împăratul. Așa cum poate ești și tu copleșit în zilele astea. Că tot ce vezi înaintea ochilor tăi e problema, e pedeapsa, e persoana care nu-ți dă liniște, ci îți inspiră frică. Ce frici te blochează de te face să uiți de Dumnezeu în zilele astea? Oriunde te uiți în zilele astea, pe știri, pe ziare, peste tot, pe Facebook, e doar Putin și Ucraina, nu-i așa? Dar poate alte știri, poate sunt boli, poate sunt probleme personale. Ce frici te blochează? Să vezi numai boala, numai durerea și uiți de Dumnezeu. Reține întrebarea asta și hai să mergem mai departe. Când s-au spus cuvintele Esterei lui Mardoheu,
Mardohoi a trimis următorul răspuns Esterei. Și acum fiți atenți. Să nu-ți închipui că numai tu vei scăpa dintre toți iudeii pentru că ești în casa împăratului. Wow, wow, wow. Răspuns direct și răspicat. Da, ți-ai ascuns originea până acum, dar de data asta nu o să mai poți. Tu nu știi cu cine ai de-a face. Haman nu e Ahasveros. Haman e mânat de un duh de exterminare. Nu vei scăpa chiar dacă ești regină. Căci dacă vei tăcea acum, ajutorul și izbăvirea vor veni din altă parte pentru iudei. Dar tu și casa tatălui tău veți pieri. Și reține, te rog, ideea acestui verset foarte profundă. Estera e pusă să aleagă. Ori alegi să taci, ori alegi să vorbești. Ori alegi să stai și de frică să nu faci nimic, ori te ridici și te duci în prezența regelui riscând. Și conjuncția dacă pune presiune, condiționează răspunsul ei. Și nu e așa că nu-i deloc ușor când Dumnezeu îți cere ceva? Fiindcă parcă întotdeauna când Dumnezeu își cere ceva, atunci apar împotrivirile. Atunci vin circumstanțele, pericolele, de ce să te descurajeze, să te intimideze, să te blocheze, să spui nu. Pe de altă parte însă nu e așa că pe cât e de mare presiunea împotrivirilor, pe atât e de mare presiunea Duhului Sfânt. Pe care o simți în sufletul tău. Și care nu te lasă în pace, ci te împinge să asculți de Dumnezeu în ciuda circumstanțelor. Să nu te lași să mergi înainte. Și acolo era Estera pusă să aleagă între a asculta de Mardoheu sau asculta de rege și legile lui. Și aici se văd cu adevărat valorile autentice din viața unui om în crize și în blocaje. Aleg să ascult de Dumnezeu și să risc să mă pun în pericol chiar, sau aleg să-mi scap viața, să pun un preț mai mare pe mine și nu pe el. La cine țin mai mult? La el sau la mine? Și nu pe aici trecem și noi uneori? Fiindcă întotdeauna există un preț în ascultarea noastră față de Domnul. Dar există și un test. Există un risc care te scoate din confortul tău și te împinge să mergi înainte. Cum? Prin credință. Fiindcă credința îl interesează pe Dumnezeu în astfel de situații. Pasul credinței poate schimba radical situația ta, fie în bine, fie în rău. Adică, dacă îl face Estera, vei salva un întreg popor. Dacă nu îl face Estera, nu numai că tu vei pieri, ci toată familia ta. Și sunt mulți care de frică, din comoditate, nu fac pasul, crezând că vor scăpa, vor scăpa de oameni, dar nu de Dumnezeu. O întâmplare haslie. Stăteam cu un grup de prieteni și unul dintre ei era panicat că ați auzit și voi că se pare că vor să recruteze din nou bărbații, da, care au făcut armata, chestii socotel, și era panicat că vârsta e până la 45 de ani, sau cel puțin asta se aude, și el are 43. Și nevastă să spune, dar el nu a făcut armată. Păi și atunci de ce ești panicat? Fiindcă maică-mea, și acum vă știți în ce vremuri trăim, sau am trăit. Maică-mea, când a trebuit să-mi fac armată, știu ea cum să o facă și m-a făcut rost de un livret militar. Și-a crezut că scapă pentru 25 de ani. A crezut că scapă de oameni. Alegi să păcătuiești, alegi să suferi, niciodată nu vei scăpa de ceea ce ascunzi. Dar ai încredere în Dumnezeu. Notează al doilea punct, nu te înșela, Dumnezeu așteaptă să-ți vadă alegerea ta. Ce alegi? Să mergi pe căile tale sau pe căile lui? Și asta deslușim și mai clar în modul în care Mardohoi își încheie pledoaria. Dacă vei tăcea acum, ajutorul și izbăvirea vor veni din altă parte pentru iudei. Păi stai, Mardohoi, adu-mi să vină. Că nimeni în lumea de atunci nu se putea împotrivi lui Ahasveros. Știe Mardoheu de unde să vină. Fiindcă Mardoheu are credință că deși acum nu-l vede, nu-l simte, nu-l aude pe Dumnezeu, el este acolo.
așteptând în tăcere, plănuind în detaliu, lucrând în ascuns și va găsi o cale de izbăvire chiar dacă tu, Ester, o dai înapoi. Întrebare, pe ce se bazează credința lui? Pe circumstanțe? Nici vorbă. Pe informații? O, da! Avea o droaie de informații, dar toate erau împotrivă. Avea decretul scris, avea pecetea pusă, avea dregători înștiințați, avea ziua aleasă, avea sentința dată. Mardoheu, când face această afirmație, o face 100% prin credință, care nu vede, care nu simte, care nu aude, dar știe că Dumnezeu e acolo, lângă cel credincios. Chiar și când va trece prin valea umbrei morții, psalmul 23, ce se întâmplă? Care-i promisiunea lui Dumnezeu? Toiagul și nuiaua ta mă mângâie. De ce spune David că îl mângâie? Fiindcă în valea umbrei morții nu mai vezi nimic. Nu-ți mai vezi păstorul. Nu-l mai simți aproape. Și atunci, ca să știi că e lângă tine, chiar și în întuneric el își întinde toiagul și te atinge. Atenție, nu te lovește, ci te mângâie. Ca tu să știi și să fii conștient că e acolo, să stai liniștit, spunându-ți prin aceasta, tu nu mă vezi, dar eu te văd. Și Mardoheu știe și crede lucrul ăsta. Și mulți dintre noi știm, nu-i așa? Dar oare câți dintre noi și credem? Când ajungem în astfel de circumstanțe, ei, Mardoheu crede. Și aici vreau să subliniez un lucru mega important. De ce insistă Mardoheu la Estera? De ce aduce aminte că izbăvirea va veni prin altcineva dacă ea nu va accepta, fiindcă reține din nou, Dumnezeu lucrează prin oameni, chiar și în circumstanțe imposibile. În imaginația noastră, poate ne împunem întrebarea, Doamne, dar de ce nu ai trimis un atac de cord lui Haman? De ce, Doamne, n-ai trimis un înger care să facă o minune prin care să-i îngenuncheze pe toți ăștia, să creadă în tine? De ce? Fiindcă Dumnezeu lucrează prin oameni și mai reține, lucrează prin oameni care au credință, care se manifestă atunci când, deși nu-l văd, nu-l simt, nu-l aud, totuși răspund. În alte cuvinte, lucrarea lui depinde de alegerea ta. Și aici sunt cei care cu o orientare deterministă fac tensiune. Fiindcă ei nu cred că omul poate alege. Dar uitați-vă, vă rog, în acest text cât de simplu și de clar Estera e pusă să aleagă. Mardoheu e pus să aleagă. El se încrede pe deplin în Dumnezeu, dar tot el crede că Dumnezeu își face pe deplin lucrarea prin oameni. Nu există contradicție. Ba mai mult, Dumnezeu e cel care dă libertate omului să aleagă, să-și manifeste credința, să asculte sau să n-asculte. Fiindcă Dumnezeu este în control, dar El nu controlează toate lucrurile. Și asta crede Mardoheu. De aceea insistă și mai mult. Și aici ajungem la cel mai important verset al acestei cărți, versetul 14, ultima parte. Și cine știe dacă nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns, Estera, în împărăție? Cine știe dacă nu pentru o vreme ca asta tu ai fost ridicată să ajungi aici, ce lovitură de knockout? Nu doar cuvintele, ci și formularea ei în ebraică, formularea enfatică, adică e accentuată, dă greutate, seriozitate declarației, fiindcă e o declarație, nu-i doar o întrebare. Îți dai seama în ce postură s-a ajuns Estera? Să înceapă să se gândească, auzind cuvintele astea. Wow, stai un pic, ce vrei să zici, Mardoheu? Vrei să-mi spui că răpirea mea de acasă, vrei să-mi spui că nebunia din harem, vrei să-mi spui că favorurile alea care credeam că e noroc, că e baftă, că nu le înțelegeam, vrei să-mi spui că în coronarea, vrei să-mi spui că statutul ăsta nou de regină, toate astea au fost aduse și puse tocmai pentru o vreme ca aceasta? Ce provocare pentru Estera. Dar avea nevoie de ea. Așa cum și tu ai nevoie să-ți privești viața altfel
nu doar prin prismă materială, ci și spirituală. Nu doar dând vina pe circumstanții, ci uitându-te dincolo de ele. De ce ai ajuns așa și ce vrea Dumnezeu cu viața ta și cu tine? Ei, nu te înfricoșa. Dumnezeu se îngrijește și de ziua necazului tău. Și nu te înșela, El așteaptă să-ți vadă alegerea ta, care denotă ce credință. Fiindcă omul în necaz, în furtună, când nu mai vede, nu mai simte, nu mai aude nimic, ori cade în derivă, ori se ancorează în credință. Și Estera alege credința. Versetul 15. Estera trimise spune lui Mardoheu: du-te, strânge pe toți iudeii care se află în Susa și postiți pentru mine, fără să mâncați, nici să beți 3 zile, nici noaptea, nici ziua, și eu voi posti odată cu slujnicele mele. Apoi voi intra la împărat în ciuda legii și dacă va fi să pierd, voi pieri. Ce face Ester? Alege. Alege să facă pasul prin credință. Dar observați, nu oricum, notează 3 aspecte menționate de ea, foarte importante pentru tine când ajungi în crizele vieții. Când Hamani spormele tale, unul la mână: du-te, destrânge pe toți iudeii. Mardoheu, există o vreme a jelirii, dar există și o vreme a acțiunii. Înțeleg că situația e gravă, înțeleg că te-ai îmbrăcat în sac și cenușă și ai strigat, dar oprește-te. E vremea să te scoli, să treci la acțiune, în mijlocul cetății. Du-te, destrânge pe toți iudeii. Păi Estero, ce pot să facă iudeii în fața lui Haman, în fața lui Ahasveros? Nu pot să facă nimic. Ba, pot să facă ceva, ce? Postiți pentru mine. Și aici apare pentru prima dată în text singura noțiune clară care indică ceva religios în cartea Ester, apostol, care inevitabil asocia cu rugăciunea. Și ce-i fain aici, ți-l descrie foarte clar, să pricep ce înseamnă să postești din punct de vedere biblic. Fără să mâncați, nici să beți, 3 zile, nici noaptea, nici ziua. Fără să mâncați ce? Nimic. Fără să beți ce? Nimic. Pricepi? Nici ziua și nici noaptea. Că mai sunt cei dintre aia care postez ziua și noaptea, se îmbuibă. Uitați-vă la Ramadan în islam. Sau și între creștini. Ei nu mănâncă nimic în ziua aia, da, bagă până storcătorul de legume, cârnațul, cărdăboșul, păstârnacul. O, eu nu mănânc, eu nu mă beau, da! Postul e post, punct. Cel mai adesea, de o zi, dar în situații grave, observați în cartea Estera, 3 zile, în cazul lui Iisus, 40 de zile. Dar de ce să postească? Fiindcă Estera știa că aceste împotriviri nu vin doar de la oameni. Și așa cum știm din Scripturi, când e vorba de autorități întărâtate împotriva copiilor lui Dumnezeu, de multe ori cauza atacurilor sunt forțile demonice din spatele lor, și acele forțe nu le vei învinge prin înțelepciune sau putere, ci prin post și rugăciune, adică aruncând în locurile cerești artileria grea, postul și rugăciunea. Spunea Iisus, acest soi de duhuri nu iese decât prin post și rugăciune. Și Estera știe asta, Mardoheu știe asta. Și mai știu un lucru, că atunci când e o cauză gravă, cu cât mai mulți oameni se roagă pentru tine, cu atât mai bine. De aceea noi avem grupurile mici. De aceea noi mereu vă reamintim versetul Scripturii care spune să nu părăsiți adunarea voastră, cum au unii obiceiul, ci să veniți la biserică, să veniți la grup, să veniți miercurea la rugăciune, fiindcă cu cât sunt mai mulți oameni adunați în numele Lui care se roagă, acolo și prezența lui Dumnezeu este mai puternică. Și Estera știe asta. Mardoheu, te duci și strânge evrei. Și nu numai tu, ci eu voi posti odată și cu slujnicile mele, împreună cu voi. Și asta e a 3-a lecție care ne descoperă acest text. Nu te izola când ești în criză. Nu te izola, Dumnezeu va lupta pentru tine. Nici ea și nici el, Mardoheu, n-au cum să lupte singuri, au nevoie de alții. Care postind și rugându-se, l-aduc pe Dumnezeu în luptă, și asta poți să faci și tu când ajungi în situații imposibile. Nu-ți fie rușine să ceri ajutor. Nu-ți fie rușine să chem oameni la rugăciune, să postești. Fii prezent acolo unde știi că oamenii se roagă.
Îți spun asta, fiindcă atunci când suntem în crize, vom fi prezenți în criză, nu la rugăciune. Lasă criza, că Domnul se ocupă de ea. Pune-te în lucrurile importante, nu în cele urgente. E singurul lucru pe care îl poți face, e singurul pe care El a putut face. Să nu mănânci și să te rogi, să chem pe alții să se învoiască pentru tine. Și m-am bucurat să văd cum zeci dintre voi v-ați alăturat familie mari și v-ați rugat pentru Lily, care pentru zeci de zile a fost în comă și Dumnezeu a scos-o și începe să dea semne bune. Fiindcă viața, chiar și pentru cel credincios, nu-i scutită de probleme, de atacuri, de durere. Când Mardoheu își sfâșie hainele, când Mardoheu își pune cenușă în cap și strigă către Dumnezeu, el o face fiindcă trăia durerea cu adevărat. El nu crede într-un determinism infantil în care las că Dumnezeu oricum va interveni, că e suveran, fiindcă El controlează totul, și de aceea Haman, facă ce-o vrea, eu stau liniștit. Nu stă liniștit. El plânge de durere, El caută ajutor, El mobilizează oameni, El postește, chiar dacă nu vede, nu simte, nu-L aude, dar știe că Dumnezeu va găsi o cale. Și la fel și Estera. Observa, și ea crede în post, și ea crede în puterea rugăciunii, fiindcă crede cuvintele lui Mardoheu. Dar mai mult decât atât, și Mardoheu și Estera iau în serios rolul lor în povestea asta. Și deși cred în suveranitatea lui Dumnezeu, sunt gata să-și asume responsabilitățile. Observați cum își încheie ea speech-ul către Mardoheu. Și eu voi posti odată cu slujnicele mele, apoi voi intra la împărat în ciuda legii. Și dacă va fi să pierd, voi pieri. Dacă va fi să pierd, voi pieri. Adică recunoaște și pericolul morții. Dacă va păși și își va duce planul, va putea să riște, va muri. Dar asta e credința. Nu doar credința că Dumnezeu poate să facă minuni, că mă va izbăvi, ci și credința că indiferent dacă El face sau nu minunea, eu tot îl voi sluji, voi posti, mă voi duce de dragul Lui. Și o învățat asta, de unde credeți că o învățat este la treaba asta? De la cei trei băieți în Babilon, care cu vreo 100 de ani înainte, înaintea unui alt împărat nebun, Nebucadnețar, da, forța să se închine lui, nu se închină, și s-a aruncat în cuptorul cu foc. Și aruncați în cuptorul cu foc, pot să spun următoarele cuvinte: iată Dumnezeul nostru căruia îi slujim, poate să ne scoate din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta, împărate. Dar fii atent, asta e credință. Chiar dacă nu ne va scoate, să știi, împărate, că nu vom sluji Dumnezeilor tăi și noi nu nici ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălțat. Chiar dacă nu ne va scoate, chiar dacă voi pieri. Fiindcă adevărata credință trece dincolo de circumstanțe, trece dincolo de condiții. Ai grijă, creștine, că mai aud pe unul altul care vin și spun: o, eu cred în Dumnezeu dacă mă vindecă, o, eu o să mă pocăiesc dacă îmi face asta. Nu-i pune tu condiții lui Dumnezeu. Adevărata credință e cea a Esterei. Mă duc chiar dacă va fi să pierd sau nu. Și învață ultima lecție în acest text: nu te lăsa, Dumnezeu ține cont de credința ta. Mardoheu a plecat, ultimul verset, și a făcut tot ce poruncise Estera. De ce? Fiindcă a crezut în cuvintele ei, dar mai presus de toate a crezut că Dumnezeu poate lucra prin ea în ciuda circumstanțelor și consecințelor. Andy Stanley avea o vorbă, și o zic în engleză că sună foarte bine, și apoi în românește: obey God and leave the consequences to Him. Ascultă de Dumnezeu și încredințează-i Lui consecințele. Ce cuvânt pentru tine, cel care astăzi te îngrijorezi, fiindcă nu știi cum să le împaci pe toate, să ieși din nebunia și necazul tău. Nu te mai uita la orizontală, la ce pierzi. Uită-te pe verticală, la ce câștigi. Când prin credință alegi să asculți și să faci ceea ce Dumnezeu își cere, lăsând consecințele de care te temi în mâna Lui. Poate e vorba de hotărârea ta de a-L urma pe Dumnezeu. Poate e vorba de hotărârea ta de a te boteza și ți-e frică de ce zic unii, de ce zic alții. Supune-te lui Dumnezeu și El se va ocupa de problemele tale.
Poate ești prins cu multe lucruri urgente ce țin de munca ta. Problemele tale, astea te împing să pierzi ce important, lucrurile care țin de Dumnezeu. Ține-te de El și nu te mai uita la consecințe. Dar, Doamne, mi-e frică. Presim că nu va fi bine. N-am stare, dragul meu, în crize. Tu nu ești chemat să ascunzi de emoțiile tale. Tu ești chemat să ascunzi de Dumnezeu. Dar logic, nu văd cum să le împac pe amândouă. Tu nu ești chemat să ascunzi de logica ta, ci de credința ta. Ascultă și vei vedea cum atunci când tu cauți împărăția Lui, toate celelalte lucruri de care te îngrijorai îți vor fi date de El pe deasupra. Mai ții minte problema Esterei? Mardoheu de 30 de zile nu m-a chemat. Mă îngrijorez, e o problemă. Nu știu ce să crezi și ce să fac. Nu fă nimic, Estera, fiindcă Dumnezeu e în control. Chiar și această întârziere nu e la întâmplare. Imaginează-ți că dacă te-ar fi chemat mai repede, tu n-ai fi avut de unde să știi de problema mea și de problema acestui plan de genocid al întregului popor, fiindcă odată ce ajungi la Ahasverosh, n-ai cum să ieși de acolo, nimeni nu te poate informa. Ba mai mult, dacă te-ar fi chemat mai repede, n-ai fi avut timp să pui deoparte 3 zile de post și rugăciune, să te pregătești spiritual pentru ceea ce urmează. Nu te uita la cele zile ca o pierdere de timp, ci ca un avantaj, fiindcă Domnul știe ce face, chiar și în cele mai mici detalii, dar pentru asta ai nevoie de credință. Da, de credință că Dumnezeu se îngrijește și de ziua necazului tău, de aceea nu te înfricoșa. De credință că Dumnezeu așteaptă să-ți vadă alegerea ta, de aceea nu te înșela. De credință că Dumnezeu va lupta pentru tine, de aceea nu te izola. Și de credință că Dumnezeu ține cont de ea, de credința ta, de aceea nu te va lăsa. Fiindcă cine știe dacă nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la împărăție? Cine știe? Dumnezeu știe. Și în curând vei ști și tu. 3 aplicații practice din acest text. Prima, foarte clar, Dumnezeu e suveran, nu uita asta. Spun lucrul ăsta fiindcă atunci când Ahasveroșii și Hamanii lumii dau peste noi, tot ce vedem, simțim, auzim în jurul nostru sunt doar ei, vocile lor, poruncile lor, frica lor, amenințarea lor și ne pierdem credința. Hei, Dumnezeu e suveran. Dumnezeu e suveran și păstă Putin, crede-mă. Și păstă NATO, crede-mă. Și păstă Biden, crede-mă. Nu uita adevărul ăsta. Poți să aibă planuri, poți să aibă zile fixe, poți să aibă legi bătute în cuie, poți să aibă oameni pregătiți. Dumnezeu vede, aude, simte ceea ce tu simți, știe ce se întâmplă, fiindcă e suveran. Și poate îmi spui tu, abar n-ai prin ce trec eu. Hai să vedem. Joi a fost o zi grea în care s-au declanșat 2 războaie. Războiul lui Putin și războiul meu. Exact în acea zi mi-a venit rezultatul biopsiei, când am aflat că Ahasveroșul, Hamanul, care de câțiva ani băbântui, a revenit iar. Cancerul atacă din nou. Ce credeți voi că au fost gândurile mele în acea zi? Pe de o parte, televizorul, fiindcă nu venea să cred că omul ăsta a putut să invadeze Ucraina. Pe de altă parte, biopsia mea, fiindcă nu credeam că lucrurile astea se întâmplă. Pe la 1:30 noaptea, nevastă mea mă întreabă, dar de ce nu dorm? Ce ești așa de agitat? Hamanul care nu te lasă să dormi, pe care nu-l poți nega. Dar ce mare diferență face al doilea adevăr, care îl suprimă pe primul. Că așa cum Haman e acolo și îl vezi și n-ai cum să-l contești, la fel și Dumnezeu e acolo, mai bine zis, e aici, lângă tine și nu stă nepăsător, ci lucrează chiar și prin Ahasveroș, dacă e cazul. Fiindcă dacă e să ne uităm în urmă, tragedia haremului nu mai pare atât de gravă când o privim din unghiul de azi în care a ajuns Estera. Fiindcă fără harem, Estera n-ar fi ajuns regină. Și fără faptul că a ajuns regină, n-ar fi putut să intre la Ahasveroș și să aibă o șansă minimă, dar unică de a scăpa poporul. Dumnezeu știe de ce trebuie să trecem prin ceea ce trebuie să trecem și El poate răscumpăra și folosi chiar și răul spre slava Lui și binele nostru. Nu uita, Dumnezeu e suveran. 2.
rolul tău contează. Da, Dumnezeu e suveran, dar asta nu înseamnă că nu mai fac nimic. Suveranitatea omului nu elimină responsabilitatea umană. Suveranitatea lui Dumnezeu nu elimină responsabilitatea umană. Din contră, tu ești responsabil să faci ceva tocmai în baza suveranității lui Dumnezeu. Scoateți din cap minciuna asta că libertatea omului limitează sau încurcă suveranitatea Domnului. Nu există așa ceva. Din contră, eu nu vreau să cred într-un asemenea Dumnezeu care să-i fie frică de libertatea omului și din cauza asta să predetermine orice mișcare ca un păpușar. Ăla nu-i Dumnezeu suveran. Suveran e Dumnezeul care, în ciuda planurilor noastre, poate să facă ce vrea, când vrea, cum vrea, ca și în cazul lui Haman, și vom vedea în următoarele capitole. Dumnezeu care lucrează nascuns și mișcă lucruri de talii și oameni și o aduce pe Estera exact acolo unde ea poate să fie de cel mai mare folos într-o criză de asemenea proporții, dar atenție, nu obligă pe Estera, ci îi dă libertatea să aleagă. Și asta am văzut atât de clar astăzi în text. Ea alege, nu el pentru ea. Cum spunea David Jeremiah, un predicator, lasă-l pe Dumnezeu să-și exercite suveranitatea sa, iar tu să-ți împlinești responsabilitatea ta. Fiindcă ăsta e adevărul golgoluț al Scripturii. Și asta îl vezi atât de clar în cartea Estera. Provocarea suveranității. Tu ai ajuns aici pentru o vreme ca aceasta. Răspunsul suveranității. Cred asta și mă duc chiar dacă risc să pierd. Și asta ne învață Estera. De fapt, toată cartea e scrisă în jurul acestor două doctrine așezate în echilibru. Suveranitatea lui Dumnezeu și responsabilitatea noastră. Fiindcă Dumnezeu e acolo, chiar dacă nu-L vezi, nu-L simți și nu-L auzi. Și El lucrează prin oameni care chiar atunci când nu-L văd, nu-L simt, nu-L aud, trăiesc prin credință. Și prin credință ar trebui să trăiești și tu. Fiindcă în suveranitatea lui, Mardoheu și Estera au un rol crucial. Un rol pe care ar trebui să și-l asume sau să nu și-l asume, așa cum eu și cu tine avem un rol crucial în lumea asta, fiecare în dreptul nostru, fiindcă așa lucrează Dumnezeu prin oameni ca mine și ca tine. Tu nu ești la întâmplare în locul ăsta, în vremea asta. Poate chiar azi, în biserica asta. Fiindcă Dumnezeu vrea să-ți vorbească exact prin acest verset, ție, fiindcă îi pasă de sufletul tău. Tu nu ești la întâmplare în locul tău de muncă. Mardoheu și Estera, Domnul s-a folosit de ei prin intermediul locului lor de muncă. Rolul tău contează și acolo. De aceea nu-ți privi locul de muncă doar prin prima prisma câștigului tău financiar, ci întreabă-te, Doamne, cum te poți sluji prin ceea ce Tu mi-ai dat, talent, înzestrare, educație, posibilități, resurse. Nu pot să uit întâlnirea care am avut-o cu familia unui preot slujitor într-o catedrală cunoscută în vestul țării. Am fost invitat la ea acasă și după două, trei cuvinte, unul din băieții lui mă întreabă: domnule pastor, eu voi absolvi facultatea de arhitectură în acest an. Cum credeți dumneavoastră că îl pot slăvi pe Dumnezeu prin arhitectură? A rămas șocat. Ce întrebare extraordinară! Fiindcă exact acolo ar trebui să fie orice creștin. Să știe că nu doar biserica e locul lui de slujire, ci poate cel mai important e locul lui de muncă, unde Dumnezeu l-a așezat cu un scop. De aceea, tinerilor, vă îndemn, dar vă îndemn și pe voi, părinților, care, din păcate, mulți dintre voi vă împingeți copiii să-și aleagă facultatea în funcție de ce șanse le oferă viața, material vorbind. Tinerilor, alegeți-vă școala, faculta, jobul, punându-vă întrebarea: cum ajută pe mine direcția asta în viață să cresc spiritual și să pot să fiu de folos lui Dumnezeu și lucrării sale? Fiindcă iată cum Dumnezeu se folosește de înzestrările și funcțiile noastre. Estera era frumoasă și Dumnezeu s-a folosit de ea. Mardoheu era deștept, era funcționar, nu oriunde, ci la poarta împăratului, cealaltă era regină, într-un context corupt și imoral. Și totuși Dumnezeu se folosește de ei, și aici n-am cum să ating un subiect sensibil. Nu cred că biserica trebuie să se implice în politică, dar cred că sunt creștini care sunt chemați să se implice. Dacă o fac mânați de valorile credinței, nu de faima acestei lumi.
Fiindcă Dumnezeu se poate folosi de ei când nici nu te aștepți. Estera era în politică, Daniel a fost în politică, Iosif a fost în politică, toți, atenție, în sisteme corupte, luptându-se cu imoralitate, cu comploturi, cu păcate, dar fiecare asumându-și rolul și credința. Și ce ar fi interesant ca în loc să tot ne criticăm creștini ajunși în politică, să începem să ne rugăm pentru ei, ca politicul să nu le corupă credința? Ca astfel când vremea va veni să poată să fie o Estera, un Daniel și Dumnezeu să poată să influențeze țara prin ei. Ce-ar fi ca după masa asta când pleci de aici și cunoști vreun politician, vreun demnitar, să-i scrii un mesaj, poate să-i pui chiar versetul ăsta și să-l încurajezi că Dumnezeu poate l-a ridicat pentru o vreme ca asta, să rămână tare, să-l caute pe Dumnezeu, să știe că te rogi pentru el. Miercuri, unul din politicienii noștri din București, nu-i botezat, nu-i membru în vreo biserică, dar mi-a scris, atât doar, joi plec la Paris cu Comisia de Apărare, sunt momente foarte complicate. Am știut că are nevoie de rugăciune. Dar am știut că pentru vremuri ca acestea Dumnezeu ridică astfel de oameni. Dar ne ridică și pe noi să ne rugăm pentru ei și să încurajăm că vremurile sunt grele de tot. Dar nu uita și în vremurile astea grele de tot că Dumnezeu e suveran, că rolul tău contează, așa că încrede-te în planul său. Mă voi duce? Chiar dacă voi pieri! De ce? Fiindcă poate într-adevăr Dumnezeu m-a dus aici în împărăție și mi-a dat intrare exact pentru o vreme ca aceasta. Și știm bine că exact asta s-a întâmplat. Vino cu noi în următoarele duminici și vei vedea. Estera n-a văzut, dar a crezut. Estera n-a simțit, dar s-a urnit. Estera n-a auzit, dar a ieșit. S-a dus la Ahasveroș și tu trebuie să faci la fel. Să ai credință că dincolo de ceea ce tu nu vezi, nu simți, nu auzi, e Dumnezeu care vede și știe, atenție, cum să-ți scoase goblenul vieții tale, să iasă frumos în ciuda firelor încălcite pe care le vezi tu. Fiindcă ceea ce tu nu vezi, vede El. Priviți ecranul. Mai țineți minte firele astea haotice, fără noimă, fără vreun design, asta vedem noi în viață. Ce vede Dumnezeu? Uite-te ce vedem. E același goblen. Noi vedem dosul, El vede fața. Un plan, un peisaj, un tablou frumos. Dar dintre ăla în care putem vedea doar conturul, restul doar fire încălcite și înghesuite. Priviți. E o coroană. Dumnezeu știe cum să împletească firele încălcite ale vieții noastre, să scoată o coroană din ele, fiindcă El țese și știe cum să le țese și necazul cu durerea și suferința cu plăcerea, astfel că să împlinească versetul care spune toate lucrurile lucrează împreună, adică și cele rele și cele bune. Pentru cine? Pentru cei ce-L iubesc pe Dumnezeu. Și anume spre binele celor chemați după planul Său. Și tu ești chemat, dragul meu. Întrebarea e cum îi răspunzi. Estera a ales să-i răspundă. Corrie ten Boom a fost dus într-un lagăr de concentrare nazist și împreună cu sora și taică-su au fost trimiși acolo fiindcă au ascuns evrei în casa lor și în acel timp sora și taică-su au pierit, dar ea a scăpat. Ala rând a înțeles de ce Dumnezeu a permis celor mai dragi a ei să moară. Scăpând din lagăr, după mai mulți ani ajunge în vizită într-un castel din Franța și vede într-o încăpere mare rezemată de zid o tapiserie enormă. Dar n-arăta nicicum. Până când dintr-o dată doi bărbați vin, o iau în mână și o duc lângă un perete și dintr-o dată o întorc. Șocat. Și Corrie rămâne înmărmurită de frumusețea ei. Pe drum spre casă, Dumnezeu îi vorbește și își dă seama că toate evenimentele vieții sunt doar o țesătură, ca un goblen enorm. Pe partea asta vieții, firele sunt încurcate rău de tot, dar dincolo, din perspectiva Lui, sunt puse exact acolo unde trebuie să fie. Și Corrie ten Boom ia o peniță și scrie următoarele versuri.
între Dumnezeu și mine, viața e doar o țesătură. Nu pot să aleg culori, fiindcă El o ține în mână. Ades țes întristare, dar eu în a mea mândrie uit că doar El vede fața pe când dosul e înspre mine. Nu înainte ca tabloul să se termine, aș vrea Dumnezeu să întoarcă pânza, să ne arate de ce așa. De ce firele mai negre alese cu mâna Lui sunt la fel de prețioase ca cele din aur pur? Pe Gherghef, El știe bine ce să țese, când și cât, fiindcă în dragoste le îmbină și cu un scop de El știut, să dea cei mai buni acelor ce se încred în El de plin și lasă pe El să aleagă a lor fire în destin. Hai să ne rugăm. Doamne, dacă e să ne uităm la ce se întâmplă în jurul nostru și poate și în viața noastră. Totul e un haos, e atât de încălcit. Nu vedem decât Hamani, Ahasveroș, durere, suferință și necaz. Dar, Doamne, de-aia suntem în biserică astăzi aici, fiindcă noi credem că dincolo ești Tu. Chiar și atunci când nu Te vedem, nu Te auzim, nu Te simțim, Tu ești acolo, dar ești aici și ai un plan și țeși și coși. Problema nu e la Tine, Doamne, problema e la noi dacă ne încredem în Tine. Dacă Te ascultăm să-Ți urmăm planul, ca și firele negre să se împlitească cu cele albe, și să creezi o țesătură frumoasă. Deci astăzi îți cerem, Doamne, să ne mărești credința. Și indiferent ce se întâmplă cu viața noastră, la fel ca Estera, să putem spune, da, voi asculta și voi merge. Fiindcă mă încred în Tine, Doamne. Vom cânta o cântare de final. E o rugăciune, e un psalm al lui David, scris de el cu mâna lui, în care și David era exact acolo, dar avea credință în Dumnezeu. De aceea, dacă vrei ca Dumnezeu să-ți mărească credința, dacă treci și tu prin încercări, prin circumstanțe cu Haman în jurul tău, ce-ar fi ca în timpul acestei cântări, dacă Dumnezeu ți-a vorbit să vii să-I vorbești și tu, vino aici în față, pune-te pe genunchi și strigă cum o striga Mardoheu. Du-te în credință cum s-o dus Estera. Nu te mai uita la circunstanțe, ci cheamă-L pe El. Poate ești dintre cei care ai vrea să-L chem, dar nu e sigur legat de mântuirea ta, căci tu n-ai încheiat un legământ cu El. Estera, Mardoheu erau din poporul Lui. Tu vezi diferența, hei, ce-ar fi ca în ziua de azi să vii să închei și tu un legământ cu El, să răspunzi chemării Lui, să vii să te pui pe genunchi, să spui, Doamne, și eu vreau să Te urmez, să-mi predau viața în mâna Ta, poate chiar să mă botez, fiindcă vreau să fiu în cel mai sigur loc din lumea asta, în brațele Lui Dumnezeu, indiferent câți Hamani sunt în jurul meu. Haideți să ne ridicăm. Cântecul psalmului David spune, Doamne, Tu ești stânca în care mă ascund. De ce trebuie să Te ascunzi, David? Că sunt urmărit de Hamani. Dar știu că Tu ești scutul meu, tăria care mă scapă. De aceea azi Ție mă închin și mă înalt sufletul. Fiindcă Tu cunoști inima mea, durerea mea, nevoia mea. Dar un lucru vreau, Doamne, Ție să-Ți aparțin. Fiindcă odată ce-Ți aparțin Ție, nu mă mai interesează ce se întâmplă cu mine și cu cei din jurul meu. Dacă versetele astea ți se aplică ție, hai, vino. Închină-te și tu, cere Lui ajutor să-Ți mărească credința, cere Lui să fie adăpostul tău, cere Lui să-I aparții, să-Ți predai viața în mâna Lui. Haideți să cântăm, haideți să ne rugăm.
Și dacă te-a cercetat Dumnezeu, vino și vorbește și tu. Vino la stânca în care te poți ascunde. Scutul meu. Vino și spune-i, tu ești tăria mea. Sunt slab și nu pot decât să strig cum o striga și Mardoheu. Eu strig, lăuda să fie Domnul. Și nu tu, nici alții, ci Dumnezeu te va scăpa de vrăjmașii tăi. Și sunt izbăvit de vrăjmașii mei. De aceea vino și spune-i, Doamne, mă pun pe genunchi, fiindcă vreau să mă închin. Și azi mă închin. Cu cât mă plec, cu atât mă înalt sufletul. La tine înalt sufletul. Tu cunoști inima, temerile mele. Doamne, vreau să mă rog și pentru ei care sunt aici în față, dar și pentru cei care știu că ar trebui să fie aici, dar ceva nu-i lasă, Doamne. Nu lăsa nimic în lumea asta să te țină departe de Dumnezeu. Nu te mai uita la oameni, la circunstanțe, la rușine, la teamă, la ce zic unii, la ce zic alții. Nu te mai uita dacă ești în sac și cenușă. Dumnezeu te vede, Dumnezeu te vrea. Tu nu la întâmplare ești aici pentru o vreme ca aceasta, fiindcă Dumnezeu din trecutul tău ți-a aranjat lucrurile în viață, uneori chiar și necazurile în viață, să te împingă spre El. Fiindcă nu mai vrea să te lase să mergi singur. Ce-ar fi să vii, să te pleci și tu să spui, Doamne, în îndoiala mea vreau să chem numele Tău cel Sfânt și vreau ca Tu să fii stânca mântuirii mele. Dacă ești acolo și n-ai venit, vino în timp ce cântăm și strofa asta, vino și cântă-i și Tu Lui.
Doamne, astăzi suntem aici și chiar dacă nu știm ce se va întâmpla în săptămâna asta, parcă de câteva luni încoace, Doamne, nu mai știm dacă mai trăim încă o săptămână sau nu. Fiindcă a fost Ahasveros cu COVID-ului, a venit Haman cu Putinului. Și parcă nu mai știm ce să credem și unde să ne mai ascundem. Acum e momentul, Doamne, să ne întărești credința noastră. Să ne dai un semn, să ne dai ceva, să știm că ești aici cu noi. Ne rugăm în mod special pentru cei care stau aici pe genunchi. Genunchiul lor arată inima lor și arată nevoia lor și arată credința lor, Doamne, de aceea onorează-le credința. Și la fel ca Estera, care a pășit prin credință. Ajută-i și pe ei să pășească prin credință, să se încreadă în tine, să te urmeze pe tine. Și dacă mai sunt între noi oameni care au nevoie de tine, Doamne, ajută să ia și aceste hotărâri. Dar fii, te rog, cu noi, așa cum ai fost și cu ei atunci. Și știm că vom răzbi. Fiindcă te rugăm toate astea în numele lui Iisus, Mântuitorul nostru. Amin. Haideți să ocupăm locurile. Amin. Dumnezeu în credincioșia Lui și-a făcut ceea ce și-a asumat față de tine și astăzi. Ți-a vorbit, te-a cercetat, a lăsat chiar lucrarea supranaturală a Duhului Său cel Sfânt să-ți atingă inima, să-ți atingă mintea, să-ți atingă viața. Dragul meu, astăzi este o zi specială. Ziua de astăzi poate să stea în veșnicie, în ziua judecății, ca o mărturie, fie în favoarea ta, fie împotriva ta. De aceea, fă din ziua de astăzi o zi specială, o zi în care să iei decizii sănătoase pentru viața ta și pentru relația ta cu Dumnezeu și Dumnezeu să te ajute la asta. Am vrea să încheiem timpul nostru dând colecta. Este un moment de închinare, de aceea insistăm să vă aducem aminte că ceea ce dăm, dăm cu bucurie, dăm conștienți că Dumnezeu ne-a dat. Nu ești obligat să faci lucrul ăsta, dar dacă faci, fă acest lucru onorându-L pe Dumnezeu. Dacă ai completat vreunul din formulare, te rog să-l pui în sacul de colectă, mai puțin formularul galben. Dacă ești pentru prima dată venit împreună cu noi, te așteptăm la ieșire pentru acea atenție. De asemenea, formularul cu notițe din predică, păstrează-l pentru tine și folosește-te de el ca o resursă pentru următoarea perioadă. Câteva lucruri legate de bunul mers al bisericii noastre, de activitatea din biserica noastră. Sunt multe alte anunțuri pe care le poți găsi în Info Harvest. Poți găsi acest Info Harvest, fie tipărit pe hârtie la ieșire, pe cele două culoare în suporți, fie scanând codul QR de pe spătarul scaunelor din fața ta, fie descărcându-ți aplicația Harvest Arad, Info Harvest Arad, unde vei găsi toate informațiile de care ai nevoie pentru a afla exact momentul în care suntem împreună cu biserica noastră. Aș vrea în primul rând să vă spun despre faptul că 19 martie vrem să începem un nou curs de cateheză. Dacă Dumnezeu ți-a vorbit în ultima perioadă sau poate că ți-a vorbit chiar în dimineața aceasta și ai luat hotărârea asta să te botezi, vino, înscrie-te, vorbește cu noi, ia legătura cu pastorul Marcel, înscrie-te la secretariat și din 19 martie am vrea să începem aceste întâlniri în care prin întrebări și răspunsuri poți să înveți mult mai multe despre Dumnezeu și relația ta cu El. De asemenea, vrea să revenim cumva cu o dorință a celor de la Harvest Kids, de la lucrarea cu copii. Există la momentul ăsta un dezechilibru destul de mare între numărul copiilor care vin la primul serviciu și numărul copiilor care vin la al doilea serviciu. Este un dezechilibru care afectează lucrarea aceasta ca și eficiență, deci nu e o chestie de moft sau de dorința cuiva. De aceea, încearcă dacă ai copii să vii la primul serviciu și eventual în felul ăsta să ne împărțim și să creăm un echilibru între numărul celor care vin la primul și numărul celor care vin la al doilea. De regulă, în ultimele săptămâni la serviciul al doilea am avut chiar și peste 250 de copii, ceea ce cumva afectează calitatea slujirii celor de acolo. De aceea e o dorință legitimă. De asemenea, nu uitați, la ieșire vă așteaptă standul de primăvară, unde puteți să cumpărați un mic cadou pentru persoanele dragi vouă din familia voastră.
Nu în ultimul rând am vrea să vă prezentăm un scurt video legat de un eveniment pe care vrem să-l avem în biserica noastră în 12 martie, în sâmbătă din săptămâna în care intrăm. Dar pentru asta vă rog în următoarele momente să priviți ecranul. Vă salut, dragilor! Dacă slujești în vreo formă de conducere a bisericii, sau poate îți dorești, așa cum Scriptura spune, cine dorește să fie un presbiter, dorește un lucru bun. Dă-mi voie să-ți dau câteva detalii legate de instruirea noastră de sâmbătă 12 martie 2022. Cursul va începe la orele 9 și va ține până la orele 17, cuprinzând 4 sesiuni. În 2 dintre ele vom face un studiu biblic aprofundat al rolului presbiterului și diaconului în Scripturi, iar în celelalte 2 vom discuta despre aspecte practice ale lucrării, precum criteriile alegerii presbiterilor și diaconilor, procesul alegerii lor, cum se iau deciziile în întâlnirile lor, ce este protocolul etic și granițele morale, dacă pastorul trebuie plătit sau nu, când și cum se rotesc presbiterii, care sunt întrebările pentru interviul candidatului la rolul de presbiter sau diacon, și alte subiecte pertinente. Repet, nu trebuie să fii presbiter sau diacon dacă ești interesat de subiect, dar în special, dacă ești presbiter sau diacon, cursul acesta este pentru tine. Condiția e să rămâi pe întreaga perioadă a instruirii din acea zi. Dacă vrei să stai cu noi și duminică, ești binevenit. Iar dacă ajungi vineri seara, fii atent, la ora 19 sau până la ora 19 în Arad, te invităm la biserică la o seară de închinare susținută de echipa noastră care se pregătește să înregistreze un nou album. Îți va prinde super bine o doză de închinare verticală. Instruirea însă implică niște costuri care vor acoperi inclusiv masa de prânz, materialele, dar merită să investești în tine pentru a sluji cu excelență. Detalii pe harvestarad.ro, acolo unde va trebui să te și înscrii. Deja avem înscriși câteva zeci de oameni, te așteptăm și pe tine. Hai să învățăm împreună cum să slujim mai bine Biserica lui Hristos. Sper că ți-ai notat, 12 martie, o sâmbătă importantă. De asemenea, nu dacă ești neapărat presbiter sau diacon, dacă te simți chemat spre slujire, dacă ești implicat într-o slujire, se vor discuta principii care te vor ajuta în această slujire a ta. Dragilor, ăsta a fost timpul pe care l-am petrecut împreună. Dumnezeu să-i ocrotească pe musafirii noștri care au fost cu noi la predicare. Domnul cu voi cu toți, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin.